Golovca a fost unul dintre remarcații antrenorului Leo Grozavu în cantonamentul botoșănenilor de la Gura Humorului. Este foarte bine că domnul Grozavu are așteptări mari de la mine. Îmi place ca antrenor și îmi place să lucrez sub presiune. Referitor la cantonamentul de la Humor, pot spune că a fost foarte greu. Mă bucur că am făcut față, a precizat Cătălin Golovca pentru Monitorul de Botoșani. Mijlocașul sucevean a adăugat că nu există termen de comparație între FC Botoșani și Rapid Suceava și că speră ca în cel mai scurt timp să se impună ca titular la gruparea de peste Siret. Domnul președinte Cornel Schweitzer m-a adus aici și sper să nu-l dezamăgesc față de ce am trăit eu până acum în carieră. La Botoșani totul este extraordinar, a conchis Cătălin Golovca.